Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitației la conferința de presă Raportul asupra inflației numărul 2, anul 2016. Acum câteva momente, acest document a fost publicat pe pagina oficială a Băncii Naționale. În continuare, domnul Sergiu Cioclea, guvernatorul Băncii Naționale, va face prezentările de rigoare și va vorbi despre prognoza asupra inflației pe termen mediu. După care vă invităm să vă adresați întrebările. Conferința de presă este preconizată cu o durată de 45 de minute. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, în momentul pregătirii acestei conferințe de presă, care este prima pentru mine în calitate de guvernator, am observat că există deja și o tradiție și un ritual. Deci, eu am să încerc să mă conform acestui ritual, dar și să aduc niște elemente personale în această tradiție și prima ce vreau să fac este să profit de aceste conferințe de presă pentru a prezenta jurnaliștilor, dar prin intermediul dumneavoastră și publicului mai larg, persoanele cele mai importante pe care cred eu trebuie să le cunoască țara în Banca Națională. Deci Banca Națională nu este o fortăreață închisă, este o instituție foarte modernă care încearcă să meargă în pas cu vremea și de fiecare dată să răspundă provocărilor pe care le are. Și am descoperit foarte multe lucruri pozitive în prima mea lună de guvernator și aș vrut acest lucru să fie cunoscut mai bine de public, căci imaginea băncii nu este imaginea guvernatorului, ea merită să fie respectată pentru calitatea ei, iar guvernatorul pentru calitatea lui. Deci am să încep cu trei persoane care sunt cheie în determinarea politicii monetare în țara noastră. Am să încep cu domnul Radu Cuhăl și dacă camerele de luat vedere putea să-l prezinte publicului. Radu Cuhăl este responsabilul Departamentului Politici Monetare și Cercetări. Este responsabilul acestui departament din 2010. Are 21 de persoane în conducerea dumnealui și misiunea principală a acestui departament este să facă analiză a economiei reale, a economiei monetare, a contextului regional pentru a prezenta Comitetului Executiv o prognoză cât mai detaliată și cât mai credibilă a evoluției inflației în țara noastră în următorii 2 ani și în baza acestei prognoze, Comitetul Executiv își ia deciziile și voi putea comenta decizia care a fost luată săptămâna trecută. Alături de domnul Cuhăl este domnul Rotaru, care a fost șeful acestui departament până în 2010, din 2002, cunoaște foarte bine modelizările și toate întrebările care sunt în lucrul de prognoze foarte importante și are un rol de a doua opinie. Deci Banca Centrală nu își poate permite să nu revalideze sau să aibă un loc de discuție asupra acestor prognoze care au un efect important și pentru toată lumea prin politica monetară. Deci domnul Rodaru are acest rol și mulțumesc pentru ajutorul care ne-l acordă în calitate de consilier. Domnul Moloșac probabil este bine cunoscut de public. În calitatea dumnealui de prim viceguvernator a fost tocmai persoana care a supravegheat politica monetară din partea Comitetului Executiv. Eu l-am rugat în calitate de consilier senior al guvernatorului să mă continue să mă ajute pe o perioadă de timp în aceste întrebări și deci sunt bucuros că a acceptat această misiune. Acum, dacă îmi permiteți, după prezentările pe care le-am făcut și sper la celălalt conferință de presă să prezint și alte persoane care sunt cheie în reformarea sistemului bancar și modernizarea lui, am să trec direct la subiectul întâlnirii noastre, care este prognoza inflației pe termen mediu. Domnul Rotaru, vă rog frumos să prezentați primul slide. Deci, sunt mai multe informații importante pe acest slide și aș fi vrut să le rețineți. După ce inflația de consum a atins punctul culminant în decembrie 2015, inflația de consum, rata de inflație a indicului prețurilor de consum s-a diminuat destul de repede și vertiginos ca să atingă 9,4% la sfârșitul trimestrului, deci în martie 2016. Dacă analizăm tendințele inflației de bază, în care scoatem prețurile cele mai volatile ca produse alimentare sau combustibil, această evoluție este puțin superioară inflației de consum, dar și ea are același trend descendent, după ce a marcat un punct maxim la sfârșitul anului în decembrie, a coborât și ea, cum vedeți, destul de marcant,
până în martie 2016. Deci vom vedea în următoarele slide-uri care sunt factorii care explică această evoluție, dar desigur că sunt mulți și interni și externi, dar este și un rezultat politicii monetare care a fost tocmai condus de Banca Națională pe parcursul trimestrelor trecute. Este de reținut că, și vom vedea aceasta într-un slide, că ritmul de descreștere a inflației a fost superior prognozii băncii naționale și în noua rundă de prognoze este important să rețineți că vom atinge, dacă prognoza se adeverește, coridorul țintă anunțat în strategia băncii naționale de 5% plus banda de 1,5 puncte procentuale deja în a doua jumătate a anului. Este foarte important să rețineți acest lucru. Dar și mai este important este că suntem într-o lume reală care evoluează foarte rapid și contextul regional și contextul monetar internațional este de așa natură că sunt riscuri de ambele părți și dezinflaționiste, chiar aș spune deflaționiste și proinflaționiste pe care trebuie să le ținem cont de ele. Deci este probabil în acest context relativ volatil să mai facem și niște ajustări sau cel puțin o analiză a bilanțului de riscuri în fiecare lună sau în fiecare trimestru. Slide-ul următor, vreau. Deci, am spus deja despre inflația de bază. Ea și-a redus contribuția în luna mai doar la 3 puncte procentuale. Acest lucru ține de două factori fundamentali. Prima este, suntem într-o perioadă de recesiune. Deci, cererea economică nu este de natură să creeze presiune inflaționistă, ba mai mult, are un efect invers. A doilea factor, pe care poate nu l-ați observat, este că în ultimele luni, față de dolar, care este pentru noi valuta de referință, valuta națională s-a apreciat. Deci acești doi factori explică parțial, deci explică, nu că parțial, dar destul de fundamental, de ce inflația de bază a încetinit. Prețurile produselor alimentare au fost și ele influențate de aprecierea valutei naționale față de dolar, dar aici au fost și alți factori. Prima este tendința de micșorare a prețurilor alimentare pe plan internațional și regional și specific Moldovei condiții meteorologice favorabile care au redus din costurile de stocare și au făcut că prețurile la produse alimentare au fost într-o tendință de descreștere. Alți doi factori importanți, prețurile reglementate, deci după cum știți, a fost scăderea tarifului de la gazul de rețea, a influențat mult partea administrativă, de prețurilor reglementare și deci contribuția a fost de doar 2.6 puncte procentuale. Și în sfârșit, prețurile la energie internaționale influențează prețurile la combustibil, care a avut chiar o contribuție negativă. Deci asta este decompoziția indicului prețurilor de consum și m-am referit aici la ultima lună. Vă rog frumos, Andrei, următorul slide. Deci, cum am spus, această evoluție nu numim favorabil, ci dezinflaționistă a inflației, a fost mai marcată decât ceea ce a fost prognozat în primul raport a anului a inflației, Aici vedeți diferențele. Deci, pentru IPC și inflația de bază, vedeți că abaterea este relativ importantă, iar apoi vine de compoziția pe care am spus-o. Deci, cel mai important din punct de vedere cifrat este la combustibil 3.4, dar ce este important este să înțelegeți că factorii pe care am menționat este care explică această abatere și care nu a fost prognozată la acest nivel este traiectoria diferită a cursului valutar, este revizuirea mai pronunțată a tarifului la gazul în rețea, condițiile meteorologice despre care am vorbit, dar și, cu părere de rău, faptul că suntem într-o temperare destul de accentuată, deci o scădere a cererii interne. Asta e situația. Vă rog frumos să următorul slide. Deci, vorbind despre creșterea economică, cum știți, anul trecut am înregistrat două trimestre consecutive de descreștere, deci suntem într-o situație de recesiune. Anul, pe ansamblu, a terminat cu -0,5% în descreștere, cu efecte cele mai negative concentrate pe a doua jumătate a anului. Deci am să mă concentrez aici doar la ultimul trimestru, pentru că deja ați avut comentarii privitor la trimestru 3. Contribuția negativă majoră vine iarăși la agricultură, ca rezultat a secetei pe care am avut-o în anul trecut, și cu efecte negative și în comerț, și în industrie, și în construcții. Activitățile în sectorul financiar parțial a compensat acest descreștere pe sector,
dar nu a putut, desigur, compensa. Deci, a trimestru l-am terminat cu minus 3,3 față de trimestru 4 a anului 14, deci față de aceeași perioadă a anului precedent. Propun să trecem la utilizări. În condițiile incertitudinii economice și politice, instabilității regionale și a deprecierii valutei naționale anul trecut față de dolar, deci am avut un efect evident asupra consumului populației și activității instituționale. Vedeți aceste categorii de utilizări care au o descreștere cea mai pronunțată, minus 3,5 la consum și aproape 3% la activitatea instituțională. Este un lucru important, exporturile nete, sau mai bine zis, efectul importului asupra balanței a fost stabilizator. Deci faptul că s-au redus importurile a compensat parțial efectul negativ a acestor două componente care se consumă și investiția, și vom vorbi chiar în următoarele stadii despre evoluția comerțului extern. Deci aici avem, am să vă dau doar niște cifre ca să vedeți, în trimestru 4 2015, exporturile față de aceeași perioadă a anului precedent au scăzut cu aproape 14%, 13,6%, iar importurile, tocmai ce spuneam, care au fost variabila de ajustare, au scăzut cu aproape 30%, 29,4%. Ce este important de menționat? Că exporturile s-au redus mai ales spre țările Uniunii Europene, iar importurile au scăzut față de toate regiunile cu care facem comerț. Dar, în primele luni ale anului 2016, avem o mică inversare a tendinței. Deci ritmul de ambele categorii continuă să cadă, dar ritmul de cădere a exportului s-a accelerat, pe când ritmul de cădere a importului începe invers să se micșoreze. Acest lucru vine iarăși din cauza evoluției ca rezultat a aprecierii relative a monedei naționale față de dolar, dar și specialiștii noștri spun sfârșirea stocurilor în sectorul agricol care ar fi putut susține parte de export. Cred că unul din cele mai cunoscute diapozitive este privitor la transferurile de mijloace benești din străinătate. Aici, după o perioadă de foarte mare ajustare, să spunem negativ, în a doua jumătate a anului trecut, avem o tendință spre stabilizare la nivelul anului precedent. Deci dacă este să luăm luna martie 2016, vedeți aici, evoluția a fost aproape stabilă, deci avem minus 2,2. Din Rusia, transferul de benești din remitențe din Rusia continuă să scadă, dar am observat o compensare pozitivă a remitenților care vin din zona euro și din zona dolarului. Deci acestea explică evoluția mai pozitivă. Dar când vorbim despre riscurile scenariului, va trebui să ne aducem aminte și despre creșterea economică în aceste mari zone pe care le-am menționat. Nu știm care va fi situația în viitor. Dacă nu sunt șocuri suplimentare, sperăm că vom vedea o stabilizare și care va avea și efectul său, pentru că va fi pro-inflaționist, deci va crește oferta de valută și deci de și, sperăm noi, va susține puțin cererea în țara noastră. Vă rog frumos să ai de următor. Cred că termometrul cel mai ideal pentru a vorbi despre cererea economică, dar vedeți că agregatele monetare confirmă că, în ciuda excesului de lichiditate în sistem și a oferte de monetare, cererea rămâne mică. Și chiar dacă avem în ultimele luni sau ultimul trimestru o tendință spre stabilizare, el se stabilizează la un palier mic și deci trebuie să urmărim în următoarele luni evoluția agregatelor monetare. Este sigur că astăzi nu avem o presiune inflaționistă în privire a ofertei sau teoriei cantitative a monedei. Vă rog frumos să trecem la celălalt slide. Deci vorbim de sectorul bancar și deci de ofertă de credite. Vedeți că micșorarea cererii o vedem în volumul de credite noi acordate. Deci am să am cifra chiar acum,
Deci în trimestrul 1 s-a micșorat cu 30% față de trimestrul 2015, față de aceeași perioadă, anul trecut, cu o majorare a ratei de dobândă pentru cred că noi până la 15.8%. Deci noi credem că politica monetară, normalizarea politicii monetare pe care a inițiat-o deja conducerea băncii înainte de venirea mea și pe care am confirmat-o la ultimul comitet executiv, va susține activitatea de creditare și mai ales va susține normalizarea condițiilor de creditare în sistemul bancar național. Propun să ne uităm la partea de depozite. Aici avem un trend diferit. Observăm o majorare a depozitelor în lei moldovenești comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, deci cu aproape 13% în primul trimestru 2016 și cu o rată, dacă vă interesează, de 14,8% în primul trimestru a anului. Deci ce observăm? Observăm că pe fonul stabilizării valutei naționale și chiar aprecierii față de dolar, arbitrajul, dacă pot să-mi permit, a populației este să treacă din depuneri în valută, în depuneri de, în lei moldovenești, deoarece au maxim riscul de devaluare și o rată de dobândă mai înaltă. Deci acest lucru îl vedem și aici, dar și pe piața valutară. A doilea lucru care e important să-l vedem este că chiar și în ciuda scăderea ratei de bază pe care comitetul executiv a decis-o, condițiile de depunere rămân favorabile pentru deponenți și deci nu au afectat, credem noi, dinamica, dar trebuie să urmărim dacă acest trend ascendent va continua sau se va stabiliza. Acum, probabil, partea așa care este mai interesantă pentru dumneavoastră și importantă pentru noi, ținând cont că politica noastră este tocmai de a ancora anticipațiile inflaționiste în cadrul politicii de ajustare a inflației în coridorul țintă a băncii naționale. Deci pentru anul curent, valoarea medie anuală a ratei inflației va atinge nivelul de 7% dacă prognoza se adeverește și este într-o scădere majoră, aici trebuie să menționez, aproape mai mult de 3 puncte procentuale față de runda precedentă a prognozilor. Vom prezenta puțin mai departe diferența. Dar și deci la sfârșit de an vom fi în coridor, dacă prognoza este confirmată. Totuși, acest scenariu este un scenariu central. Sunt riscuri de ambele părți ale evoluției, și inflaționiste și dezinflaționiste. Deci această bandă pe care o vedeți este reprezentarea scenariului maxim și minim pe care astăzi îl avem în modelul nostru și deci va fi foarte important noi la Banca Națională să urmărim această balanță a riscurilor, cum evoluează în următoarele luni, pentru schimbarea cadrului operațional a politicii monetare. Slide-ul următor vă arată tocmai această diferență. Vedeți, în linia care este punctaj, este linia prognozei care arată prognoza precedentă și cea care este în continuu este actuala rundă de prognoză. Și diferențele cumulate le vedeți sub formă de diagramele aceste segmente pe care le vedeți în sur. Și deci ce este important să rețineți aici? Deci față de raportul inițial, deci în 2016 prognoza este cu 3,1 puncte procentuale inferioară față de prognoza anterioară, iar în 2016 cu 1,8 puncte procentuale. Aș fi vrut să spun că aici, sau poate mai bine pe următorul slide, dacă îmi permiteți, deci contribuția indicului de prețuri de consum arată că prognozele inflației iau ca ipoteză o reducere sau contribuție micșorată și la combustibil și la produsele alimentare și a prețurilor reglementate, deci la toate componențele. Dar, dacă vorbim de riscurile legate de acest scenariu și putem să ne ducem la următorul slide. Sunt riscuri de mai multă natură. Prima este riscul regional. În actualul raport am micșorat previziunea de creștere economică în Federația Rusă și în zona euro. A doilea risc important este
echilibrele între marele valute de referință în lume și, ca să spun lucrurilor mai simplu, este riscul de depreciere a dolarului față de euro și alte valute de referință. De ce? Deoarece majoritatea materiilor prime, inclus cele care țin de echilibrul nostru, energia, produse alimentare, sunt denominate în, tocmai în dolari. Deci slăbirea relativă a dolarului poate să ducă la o apreciere a cursurilor materiilor prime, a energiei și a produselor alimentare, deci cu un efect proinflaționist. Alt risc pe care îl vedem este totuși cadrul meteorologic, este foarte instabil, să știți, și deci noi am luat o ipoteză de condiții favorabile pentru agricultură. Desigur, condițiile meteorologice actuale vor putea sau nu schimba componenta produselor alimentare din scenariul nostru. Și cred că ultimul factor pe care l-am vedem, prețurile reglementate, sunt discuții pe unele categorii de tarife care continuă, deci în funcție de deciziile autorităților de reglementare sau guvernului, putem să avem și aici unele modificări față de evoluția efectivă a inflației în următoarele luni, deci prognoza noastră va trebui să fie cât mai aproape de realitate și dacă este nevoie să o ajustăm. Oricum, acestea sunt ipotezele de bază, n-am să repet cifrele. Recomand tuturor care vor comenta și vor scrie despre acest scenariu de inflație să citească în detaliu raportul, nu numai acest sumar sau sinopsis pe care îl vom distribui tuturor participanților, dar anume raportul de inflație, deoarece dă elementele explicative cu multe detaliu și va fi chiar și interesant de dumneavoastră să vedeți care sunt, în ce fel și noi lucrăm, care sunt informațiile pe care le luăm în balanța deciziilor și care afectează politica monetară. Sper că a fost interesant și instructiv. Acum voi fi încântat să răspund la întrebările dumneavoastră despre inflație și poate altele care le aveți. Cu părere de rău, nu vă cunosc pe toți, am să am o mică rugăminte în momentul când mă întrebați ceva să vă prezentați și ce televiziune, ce ziar reprezentați, ca să fie și pentru mine mai simplu. Pe mine mă cunoașteți deja. Bună ziua! Sunt Radica Căruntu de la Prime TV. În Prime TV vrem totuși să precizăm care au fost factorii care au determinat revizuirea în scădere a ratei inflației pentru anul curent și anul viitor. Și dacă corect am înțeles că se prognozează o apreciere a monedei europene în țara noastră, care va fi situația dacă se va... Vă scuzați, deci care sunt cauzele de revizuire a ratei inflației? Care au fost factorii care, cărora s-a datorat revizuirea în scădere rata inflației? Păi tocmai o bună parte din prezentare, dar... A fost foarte tehnic, vrem să ne explicați. Hai să începem din nou. Primul factor este slăbirea cererii interne, cererii economice, recesiune, dacă vreți. Deci ea nu poate să aibă un factor, o influență inflaționistă, ba mai mult este o influență dezinflaționistă. Al doilea factor este schimbarea prețurilor reglementate și aici sunt prețurile la gaz în rețea. Al treilea factor este majorarea mai mică decât prevăzută a prețurilor alimentare, care ține de factor ca aprecierea relativă a monedei naționale față de dolar, condiții meteorologice favorabile și o tendință regională de micșorare a prețurilor alimentare. Deci aceștia sunt principalii factori. Cursul. Deci veți vedea, de permanent vorbim despre acest curs valutar. Deci cursul valutar al leului moldovenesc față de dolar, aici, deci s-a apreciat în primul trimestru și a avut un efect dezinflaționist. Întrebarea dumneavoastră privitor la aprecierea monedei unice europene. Deci acesta este scenariul nostru și am spus că este un risc față de pentru prognoze, tocmai dacă tendința pe care o vedem în ultimele săptămâni este durabilă, este un element de risc și l-am spus. Nu. Deci dacă avem o întărire a euro față de dolar, deci avem un risc față de... Deci, mă scuzați.
Da, dumneavoastră faceți referință la ce? Da, dar vorbim acum de evoluții, deci asta nu este o evoluție majoră. Eu vorbesc despre ce, ce mi s-a întrebat acum, că dacă avem într-adevăr o apreciere a monedei euro față de dolar, scenariul nostru nu a integrat o evoluție puternică a acestui curs valutar, dar asta explică de ce aveți în ziare comentarii că valuta națională s-a depreciat față de euro, deoarece noi, în lucrul nostru, ținând cont de factorii, deci că faptul că majoritatea cursurilor sunt denominate în dolar, pentru agenții economice rămâne dolarul moneda de referință, noi, Banca Națională, ne orientăm astăzi față de dolar. Deci orice evoluție negativă a dolarului față de euro implică, pentru un joc de rate de schimb, și o depreciere a leului față de euro. Dar noi, în această prezentare, vorbeam despre dolar. Deci, ca să fie clar. Mulțumesc. Deci, cred că faceți referință nu la audit, ci la studiu diagnostic. Deci, auditul, da. Deci, aceasta a fost o inițiativă susținută de Fondul Monetar Internațional și de Banca Mondială, care a fost luată, această inițiativă a fost luată de fosta conducere. Deci, toate trei bănci au trecut prin această fază de diagnostic. Nu știu de unde ați luat că Victoria nu are, ba mai mult, eu când am venit în calitate de guvernator, am avut chiar una din primele întâlniri, a fost cu Mazar, care a prezentat rezultatele acestui studiu diagnostic și care a fost finalizat. Vreau să spun că Banca Națională astăzi are tendința să fie foarte prudentă, deci rapoartele sunt diferite la diferite bănci și ele toate au, aveți dreptate, unele puncte comune, care sunt, nu sunt ele necunoscute pentru țara noastră, sunt întrebare referitoare la transparență, acționariatul, calitatea guvernanței corporative și aveți dreptate, Victoria are o problemă care trebuie rezolvată cât mai repede și asta este unul din, spunem, din subiectele de prioritate și pentru mine. Dar apoi fiecare raport are și aspecte individuale, deci situațiile nu sunt similare, mai mult aș spune că sunt destul de diferite. Deci eu ce am văzut și m-a încurajat este că Departamentul de Supraveghere Bancară din Banca Națională nu este gata astăzi să aibă doar noutăți bune. Deci chiar să, dacă faceți referință la raportul din Victoria, am trecut mai mult timp să punem întrebări suplimentare pentru a confirma noutățile bune care sunt în acest raport, decât pentru cele care erau, să spunem, de îmbunătățiri pe care le-am primit și cumva au confirmat și propriile noastre așteptări. Acum, rolul supravegherii pe care noi îl avem în toate aceste trei bănci, parțial va fi și reconfirmarea analizilor pe care le-am primit. Apropo, în cazul Victoriei, l-am primit, pare mi se, acum martie, la sfârșit de martie. Deci e destul de recent raportul și se lucrează astăzi și se pregătesc pentru fiecare din bancă planuri de îmbunătățire, remediere și când sunt individuale, iar dacă sunt întrebări comune, care cer și din partea noastră o schimbare de atitudine, dar și schimbări legislative, ele fac parte dintr-un proiect, să spunem așa, de reformă, pe care acum tot, sau strategie, dacă vreți, care se lucrează acum foarte intens, într-un dialog foarte, foarte, m-aș spune, strâns împreună cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Apropo, comentariile preliminare a Băncii Mondiale le-am primit doar ieri seara. Fondul Monetar aștept să vină cât mai curând spre viitoare. Deci este un proces de lucru și în momentul când vom putea formaliza și planurile individuale de îmbunătățire și planurile generale, deci de o reformă, vor fi anunțate și este tocmai, aveți dreptate, cel mai fierbinte subiect, dacă pot să spun acum, în lucrul nostru. Deci lucrăm tocmai asupra acestor întrebări zi și noapte. Avansate ProTV, dacă puteți să ne spuneți până la urmă, există riscul ca situația la aceste trei bănci să ajungă în punctul în care s-a ajuns cu celelalte trei bănci?
Nu, situațiile sunt diferite. Nu, situațiile sunt diferite, ba mai mult, deci Banca Națională trebuie să-și facă lucru ca între o prim avertisment și falimentare este un continuum întreg de intervenții. Deci, cu păreri de rău, anii trecuți, din multe motive și nu tot timpul legate de Banca Națională, măsurile de supraveghere nu au funcționat, s-a îngroșat problema și am ajuns la situația care am ajuns și pe care o am moștenit-o într-un careva sens. Deci, acum Banca Națională are o altă politică și încercăm să vedem în ce măsură putem, tocmai să intervenim pe tot parcursul problemelor, ca ele să nu ajungă acolo. Desigur că dacă nu reacționăm, poate peste mulți, mulți ani se vor aduna problemele. Noi acum trebuie să reacționăm cât mai repede, tocmai ca acești factori de risc să se nu materializeze și situația considerăm că este în control, dar o supraveghem zi și noapte prin Institutul de Supraveghetori în Bănci. Și vreau să vă întreb la ce... Institutul de Supraveghetori în Bănci. Și vreau să vă întreb la ce etapă este faza a doua a raportului Kroll, dacă aveți o comunicare cu ei. Da, da, m-am întâlnit cu reprezentanții Kroll-ului chiar săptămâna trecută, deci ei fac declarații așa mai oficiale și eu cred că nu am să pot să fac acum nicio declarație la etapele cheie a fazei, dar ei ne țin la curent fiecare 4-6 săptămâni cum merge lucru. Deci ce observ eu? Următoarea misiune astăzi, să colecteze toate materialele necesare și să le analizeze pentru a constitui o bază de dovezi care să fie acceptabile în orice jurisdicție străină pentru a două lucruri. Prima este să demonstreze paguba și a doua este pentru a putea recupera fondurile dilapidate. Deci este un lucru și de anchetator, dar și de jurist. Asta e prima. Mă scuzați să termin. A doilea lucru este în această anchetă ei trebuie să confirme, deci nu numai fraudă, dar și să identifice toți beneficiarii prin analiza fluxurilor financiare. A treia este să elaboreze o strategie juridică care ar fi câștigătoare. Deci cel mai frustrant pentru noi ar fi să descoperim active care credem că au fost finanțate prin banii care au fost fraudulos dilapidați din băncile cu proaste renume și să nu putem să recuperăm. Deci acest lucru este tocmai ceea ce face Kroll-ul cu partenerul său Stepstone Johnson, dacă nu greșesc denumirea exactă a firmei, dar în paralel noi susținem acest efort prin faptul că avem dialog cu toate băncile centrale și toate autoritățile financiare în toate țările unde credem că banii au tranzitat, ca ei să le prezinte toate informațiile și nu vreau acum să numesc țări concrete, dar avem 2-3 jurisdicții în care țările joacă absolut deschis cu noi jocul, au prezentat toată informația posibilă și sperăm noi că chestia asta va permite să avansăm cât mai repede, dar trebuie să luăm în cont două lucruri. Trebuie să avem răbdare, este foarte mult lucru, foarte mult lucru. Al doilea, pentru a avea o strategie juridică bună, trebuie să identifici activele în jurisdicția unde poți să acționezi. Deci, în acest sens, este și o întrebare de tactică. Iar, după cum știți, Kroll lucrează doar pe partea externă, în Republica Moldova acolo nu lucrează și de aici asta este o întrebare organelor de drept și procuraturii în țara noastră, care este avansarea dosarului în Republica Moldova și deci noi suntem bucuroși să vedem că Kroll și procuratura, într-un careva sens, merg în paralel pe două arii distincte, dar sper să putem găsi un răspuns cât mai repede a anchetei. Deci, mi-ar fi greu să vă dau detaliul tuturor măsurilor, deci ele sunt de diferit tip. Deci, începem, peștele se trică de la cap, da? Deci, prima este pe cine spuneți la volanul acestei bănci. Deci, una de principalele întrebări este calitatea acționariatului. În acest sens, Banca Națională este foarte determinată să facă ordine în sectorul bancar. Au început deja acțiuni la MAIB. Urmează să trecem printr-o procedură pe care o vom agrea și cu Fondul Monetar Internațional pentru a clarifica și a transparentiza
structură acționară în toate băncile. Asta este primul lucru și cred că este cel care este cel mai important. Căci, până la urmă, banca și managementul sunt cele care aplică regulile și, sau intră în scheme. A doua este calitatea managementului și independența lui operațională față de acționariat. Deci trebuie să facem tot posibilul ca managementul să nu fie la comanda acționarului, ci să fie administratori responsabili a băncii. Al treilea pachet, și este evident din studiile diagnostică, sunt îmbunătățiri de la caz la caz, dar și sistemice, în sistemul de riscuri, sistemul de compliance, sistemul de aplicare a valorii gajului, sistemul de ITKR, deci orice porozitate în aceste sisteme, dacă este o persoană rău intenționată, o va folosi. Deci aici este un lucru care îl face cum echipa de supraveghere, în detaliu, să se vadă unde sunt îmbunătățirile. Cu offshore-urile, vă spun sincer, încă n-am început să discut acest lucru, sunt offshore-uri și offshore-uri, sunt evident situații inacceptabile și nu depinde de offshore, dar dacă banca nu știe cine este beneficiarul unei structuri financiare, chiar să fie ea și în Moldova sau în Ucraina, este inacceptabil să facă tranzacții bancare cu aceste structuri. Offshore-ul, desigur, este un caz agravant, că acolo e și mai ușor să ascunzi cine este proprietarul. Și apropo, una din problemele care le-am menționat din capul locului structură acționarială este tocmai transparența pe care o putem să nu vedea în baza structurilor poate de offshore, de acționariat care există. Acum, dacă mă refer la cazul legislației Bride și discuția cu Berdu, Berdu tocmai a vrut să facă o achiziție prin offshore. Da, deci offshore nu în sens de offshore Panama, în sens că o structură în afara Republicii Moldova, tocmai din cauza că cadrul financiar și legal era deficient în Moldova în acel moment și li s-a părut mai protector. Și schimbarea legislației a fost văzută ca fiind ostilă Berdului. Deci aici n-aș vrea să generalizez, deci trebuie să vedem în ce măsură trebuie să excludem practicile dubioase care sunt agravate de folosirea offshore-ului și în ce măsură offshore-ul este, sau mai bine zis, o structură străină, este o remediere a deficiențelor legale la noi. Și ca să dau un exemplu, uneori, nu în legislația națională, nu poți să ai, deci nu știu care e cazul Moldovei, trebuie să vorbesc cu juriști, dar nu poți să ai, de pildă, o opțiune. Deci, eu cumpăr 50% și mă angajez să-ți cumpăr încă 50% peste 2 ani. Sunt țări în care ele nu se aplică, că nu poate. Codul civil consideră că nu poți tu, în calitate astăzi de beneficiar a unor acțiuni, să-ți spui ce ai să faci peste 2 ani. Poate se va întâmpla ceva, schimb gândurile, nu poți să fii obligat și deci poți să contestezi. Și uneori sunt offshore-uri doar pentru a aplica legea engleză, în care contractul are valoare. Deci el este scris în legea engleză și atunci angajamentul este să ferm. Deci o fac nu pentru a spune că Banca Națională vrea să lucreze cu offshore-uri, ba mai mult, nu vrem, dar aș vrut să fiți dumneavoastră mai nuanțați când scrieți că sunt diferite situații și uneori ele au pur și simplu o justificare de structurare juridică. Dar noi vom face tot posibil ca să nu avem o poluare a sistemului bancar prin offshore-uri de dubioase sau care sunt prileji de practici condamnabile. Deci, în Parlament am spus că cred că nu avem toate pârghiile, acum o confirm, nu avem toate pârghiile, dar nu înseamnă că pârghiile pe care, le avem, le folosim tot timpul sistematic. Deci aici trebuie să fie nuanțat răspunsul. Avem totuși pârghii pentru a acționa și trebuie să fim mai activi. Trebuie să fie și o cultură a sancțiunii, deci nu vreau Banca Națională iar să fie transformată într-un corp așa de teroare, dar trebuie să fie și cultura sancțiunii. Acum sunt mai multe lucruri care ne lipsesc, deci hai să spunem, datoria care s-a materializat în urma scandalului sau crizei cu BMO vine dintr-o parte slabă a instituției noastre, că nu avem sistem de gestionare a garanțiilor depozite, sau este foarte insuficient cel care îl avem. Tot instituțional, de obicei, când sunt așa crize de genul ăsta, institutul ăsta de garantare a depozitelor este de ajuns de capitalizat ca să poată interveni în unele bănci pentru a le capitaliza sau a le restructura. Nu avem această posibilitate nici ca institut, nici ca cadru legal. Deci eu aș spune că
Inițiativele care sunt acum formulate de echipele noastre sunt tocmai pentru a da toate pârghiile necesare și a crea acest, de a umple acest vid, căci nu este bine și Banca Națională și statul trebuie să fie în caz de ceva factorii de stabilitate în sector, dar trebuie să fie metode mai indolore pentru contribuabili și pentru sistemul financiar pentru a rezolva situații de urgență și noi acum nu le avem. Deci asta este, cred că, marea parte de reformă pe care cred că o vom împinge în următoarele luni. Deci înțeleg că, deci am văzut proiectele de lege, se lucrează mult, se lucrează în consiliere cu așa numiți parteneri de dezvoltare, înțelegem despre cine este vorba, e Fondul Monetar, Banca Mondială și alții. Deci sper eu în următoarele luni să avem deja un prim pachet gata pentru a fi prezentat. Haideți să facem așa, răspund domnișoare și imediat după. Da. Da, cu plăcere. Da, acuș. Înțeleg, dacă îmi permiteți să răspund românește, dar pentru beneficiul tuturor. Deci, acest lucru este cunoscut, nu știu dacă a fost comunicat presie, a fost o întrebare pentru mine, deci am rugat să mi se facă o notă la un moment dat. O să vedeau câteva cifre, dacă îmi permiteți. Deci, în momentul când s-au retras licențele acestor bănci, s-au făcut studii independente de evaluare a activilor potențial recuperabile. Deci, suma acestor active la data de 16 octombrie 2015 a fost de 1.474 milioane de lei moldovenești. În momentul retragerii, licenții au fost încasate din partea acestor trei bănci și nu vă dau pe bancă, dar dacă vreți, am să rog să vă transmit această informație, serviciul de presă. Sau, în momentul retragerii, au fost încasate de la bănci 369 de milioane de lei. Ceea ce înseamnă că solul activilor la acea dată, care potențial poate fi recuperată, a fost în jur de 1 miliard 105 milioane. Așa, mai departe, în decursul timpului, împreună cu încasările și cu alte active recuperate, în total, băncile au achitat suma de 613 milioane de lei. Deci, vă dați seama că puteți face calculele cam care sunt activele potențial încă recuperabile. Dar, cum se decide procedura? Și am văzut niște articole în presă privitor că se vând ieftin niște apartamente, nu știu ce. Deci, trebuie să vă dați seama că este valoarea de piață care va influența valoarea estimativă a gajului. Deci orice valoare a gajului este estimativă și pe urmă este realitatea economică. Dacă sunt apartamente la Bălți sau la Soroca care nu se vând după 20 de licitații, deci lichidatorul, deci asta e rolul lui, să lichideze. Deci trebuie să găsească o formă de a vinde aceste active. Deci la un moment dat se pune totuși cu o marjă, valoarea cea mai mică a pieței și a gajului, plus o marjă, plus 30, să nu mai știu cât acolo, și apoi dacă nu se vinde, se coboară. Deci piața la urmă determină și una din problemele este tocmai că nu toate activele își găsesc cumpărător și procedura de lichidare nu poate dura, nu vrem 15 ani să așteptăm, deci este nevoit să lichidatorul să accelereze procesul. Dacă dumneavoastră, când cineva din dumneavoastră crede că activul este de foarte mare calitate și este foarte subestimat, cred că toți putem să speculăm, să cumpărăm aceste active, dar realitatea că nu găsesc cumpărător. Dar nu e cazul tuturor situațiilor, ba mai mult, la comitetul executiv am văzut dosare unde trebuie să validăm niște vânzări care au valori mai mari decât a gajului sau, deci, lichidatorii în aceste cazuri găsesc cumpărători și noi validăm aceste, deci sunt sume mai mari de anumit nivel care trebuie validate de noi și noi le validăm. Sper că am răspuns la întrebarea noastră. Domnul Tănescu. Atunci trebuie să-mi dau să iau stilou. Thank you.
Așa, deci, cu rezervele, deci noi astăzi nu considerăm că sectorul bancar are probleme cu lichidități. Deci sectorul bancar este plin de lichidități și, ați văzut, este problema cererii. Deci nu credem că este una din măsurile care blochează astăzi activitatea băncilor și din acest motiv, deci astăzi comitetul nu a luat decizii în acest capitol. Credem că impulsionarea activității de creditare poate deja fi bazată pe decizia ratei de bază. Apoi, privitor la supraveghere specială, deci sunt surprins că conducătorul unei bănci comerciale se pronunță asupra un subiect care în intern nu este încă decis. Deci noi nu vom scoate supravegherea specială până când nu vom finaliza noi analiza măsurilor de îmbunătățire și de remediere. Doi, în caz necesar să reverificăm unele opinii ale caselor de audit, deci Banca Națională nu poate lua decizii în baza unor decizii sau informații terțe, noi trebuie să le revalidăm sau să reverificăm. Deci, iarăși, important să avem prezență în aceste consilii de supraveghere, să avem reprezentanții noștri în consilii de administrație. Și trei, atât timp cât aceste măsuri nu vor fi remediate, noi nu vrem să ieșim. Deci vreau să vă spun că este foarte imprudent ce a făcut domnul din conducere, dar înțeleg perfect doleanța lui să aibă o gestiune cât mai liberă și nu că vrea să facă ceva altceva decât noi am fi văzut, dar ca un semnal pieței, că totul este bine. Deci este normal. Noi vom avea un dialog lateral cu fiecare din bancă, vom explica poziția noastră și sper eu să înțeleagă și de ce este prelungită o anumită perioadă cât de timp această supraveghere specială, dar care cred că dă confort și publicului, sper eu. În acest sens, este pozitiv și pentru bănci să fim și noi acolo. Privitor la curs, vă spun sincer, nu sunt sigur că sunt niște factori care ar justifica astăzi un curs de 17 lei față de dolar. Deci ați văzut că vorbim de tendințe și nu de mișcări care ar schimba brutal echilibrul, deci și la export, și la import, și la remiteri. Deci suntem într-un echilibru fragil, așa, dacă pot să-mi permit. Nu fragil în sens că este un echilibru de moment care poate să evolueze, dar noi nu vedem astăzi în baza indicatorilor de, să spunem, apreciere reale, efective, factori de depreciere importantă în fiecare din părți. Trebuie să vedem ce fac cu partenerii noștri comerciali, sigur, și Rusia și Ucraina, în ce măsură afectează sau nu aprecierea reală a leului, dar aici cred că ați observat că totuși leu a fost și un element de stabilizare macroeconomică, evoluția lui în anii trecuți. Deci noi țintim inflația, nu țintim cursul valutar, deci nici n-ar fi corect, nici n-ar fi prudent să vă comentez care este politica noastră față de leu, dar faptul că am cumpărat în piață valută este foarte bine, am reconstituit rezerve internaționale cu aproape 130 de milioane de dolari și deci este un lucru bun, chiar și pentru capacitatea noastră de a avea o balanță mai solidă și o politică, dacă este necesar, mai activă pe piața valutară. Eu cred că dumneavoastră a observat că în prezentarea asta am vorbit foarte mult despre slăbirea cererii economice și probleme de PIB. Dar vă spun asta, noi avem un indicator foarte important care este evoluția PIB-ului real față de PIB-ul, produsul interior brut potențial. Deci, desigur că faptul că este într-o abatere negativă față de potențial este un argument suplimentar pentru a avea o politică monetară care merge spre relaxare. Și chiar vă rog frumos, în ultimele luni ați văzut măsuri, n-aș spune foarte energice, dar totuși semnal pieții este că noi nu avem nici intenția să creăm situații deflaționiste, nici de strangulare a agenților economici. Deci, în acest sens, nu credem că astăzi avem focare inflaționiste, dar am menționat totuși riscurile, deci vom merge prudent, să nu vă așteptați mâine pe mâine o repetare absolut a scenariului precedent, deci
trecutul este foarte rău consiliera viitorului, dar credeți-mă, în comitetul executiv avem scopul inflației, astăzi evoluția inflației permite o acompaniere, o tendință de relaxare, dar ne vom gândi, desigur, care sunt efectele și pe partea monetară și de cutare. Dacă știu ce va fi în viitor, să vedem ce va fi. Următoarea întâlnire 26 mai, deci cred că foarte repede veți fi de acord. Știți, văd un domn în spate și cu tot respectul simt că au să fie supărați pe mine colegii dumneavoastră, totuși poate să dăm. Și revin, n-aveți grijă chiar dacă timpul. Dacă îmi permiți la două întrebări, n-am să răspund, nu cunosc bine dosarul și am și eu un joker din când în când, să ridic ca începător. Dar vă promit că am să văd cu colegii mei și am să trimit răspunsul scris, deci cu amabilă dumneavoastră permisiune. Prima întrebare a fost privitor la crearea depozitarului central unic, deci după cum știți, legea băncii a avut modificări unde acest principiu a fost clar expus. Este un lucru acum cu experții europeni care ne ajută pentru a pregăti legea specială.